Actrița Carmen Tănase a comentat măsura impusă de guvernanți privind certificatul de vaccinare și situația artiștilor, care, deși au schema de vaccinare completă, au ajuns în stare gravă la spital. Artista își menține poziția de a refuza vaccinarea și testarea. Întrebată ce va face în momentul în care nu va mai putea dovedi dreptul de a intra în anumite locații pentru că nu este vaccinată, actrița Carmen Tănase a subliniat că atât timp cât este cetățean al acestei țări, unde plătește taxe și impozite, are dreptul să intre oriunde vrea. Actrița a făcut următoarele afirmații. Eu am dreptul să intru oriunde vreau. Nu poate nimeni să-mi ia acest drept atâta vreme cât eu sunt cetățean al acestei țări, plătitor de taxe și impozite. În clipa în care va fi o și probabil că o să fie și asta, pentru că demența la care s-a ajuns nu are măsură. În clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta, nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală", a spus actrița Carmen Tănase. Întrebată apoi dacă se va autoizola, Carmen Tănase a spus că nu, că ea vrea să meargă mai departe, numai că prin acest demers o va izola societatea. Nu mă autoizolez, mă izolează societatea. Eu vreau să merg mai departe oriunde mergeam și până acum. Dacă societatea din care fac parte și pe care o plătesc de o viață mă izolează, atunci stau la mine acasă prin lege. Până nu este o lege, o să mă lupt cu ei până în pânzele albe.